Grazie, credere. Să ne fie pusă la dispoziție
Ori de câte ori este cazul. Azi ne găsim în fața unui asemenea caz, cu o proiectată pagina și o puteți vedea în continuu. În continuarea sărbătorii de astăzi se va proiecta un film, poate chiar două, privind activitatea, creația domnului Ionel Mărcinea. Eu sunt consumator de artă și trebuie să vă spun că văzându-i Sibiu, văzându-i multe tablouri, nu numai diapozitive, chiar tablouri, am tras o concluzie pentru mine. Fără îndoială, domnul Ionel Mărcinea a avut o copilărie foarte fericită și mai ales liberă, lucru explicabil într-o oarecare măsură, prin faptul că totuși 10 copii într-o familie sunt greu de supravegheat. Pentru că aproape în toate, mai puțin cele care vizează călătoriile din străinătate, vezi măcar într-un colț ceva din cenadul din copilărie, care ți s-a întipărit temeinic și îl însoțește toată viața în opere majore, nu cu uneori, deși un marginean, care a fost de toate, de la marketator până la autor de texte uneori. Național. Și îi mulțumim încă o dată și încă o dată domnului Dinu Săraru, care este și dânsul prieten al nostru și nu în ultimul rând actorilor de la Național, care ne-au bucurat existența și o vor face și în această seară. Din păcate, la Teatrul nostru Național trebuie să cer bilete cu 2 luni înainte. Câte bilete am fi dorit? Bineînțeles, nu gratuit, cred că vă dați seama, dar mi s-a promis. Vă rog să dați voie să încheie partea și cele mai bune posibilități să pentru perioada viitoare. Dotarea artiștilor este o garanție că nu veți fi înșelat și că așteptările dumneavoastră vor fi acoperite. Vă mulțumesc, domnul Ioan, pentru că un efort calitativ cu care această editură și tiparnița autorului oficial ne-a obișnuit și totodată să marcăm integritatea unui program care are curajul să ofere culturii noastre, în colaborare cu instituții înalt calificate, dar vorbit aici despre sedea de opere, de pildă, dirijită de Academia Română, să ofere niște instrumente de lucru esențiale. Gândiți-vă la clasul etnografic, apărut de curând, care este un adevărat certificat pe care o națiune îl pune pe masa discuției internaționale cu probe irecuzabile, cu greutatea aceasta a unei bogății de existență milenară pe care trebuie să știm să o valorificăm. Din această mândrie documentară se împărtășește și un album, o inițiativă ca aceea care are ca obiect pe Ionel Mărcinea. George Călinescu spunea, trebuie să fim mereu gata să facem un bilanț al izbunilor unei culturi. Această mândrie documentară intră în logica unei civilizații. Și dacă o facem în ce privește patrimoniul, la stadii mai îndepărtate, nu o facem destul în ceea ce privește alta problemă.
Ori paradoxul este că nu suntem luați în seamă și nu vom fi luați în seamă nici pentru perioade mai îndepărtate, pentru trecut, atâta timp cât prezentul se împărtășează încă firea prea fragmentat în ochii țării întreții. Deci lucrurile sunt solidare și o atenție ordonată față de problemele artei contemporane, față de datorirea de a face cunoscută, se impune editorilor, dar tuturor instituțiilor culturale care au în seamă viitorul artistic al României. În cazul lui Viorel Mărginean, desigur, s-a vorbit cu dreptate despre rădăcinile sale Transilvania, despre tot ceea ce datorează el, acestui peisaj pe care ne-l face imediat recunoscibil. Rare ori un peisaj este mai direct marcat de privirea săgetătoare a unui artist, cum se întâmplă cu această vălurire a colinelor Transilvania. În fuga trenului, de nu știu câte ori, te surprinzi spunând, iată un Mărginean. Într-atât este de acută impresia de adevăr, de adevăr irecuzabil pe care o dă de priveliște în raportare la această pictură, care pare directă, care pare simplă și care este, din potrivă, profund decantată, ascultând de ritmuri și de geometrii secrete. Toată această vălurire care transformă peisajul panoramic văzut, de la înălțimi totalizatoare, îl conduce spre un fel de continuitate asemănătoare marilor textile, cămașa țărănească celebră, care de la Muzeul de Artă, cămașa Ie, din regiunea lui natală, de la Săcele, este ea însăși o structură care ține de vestimentație și ține în același timp de un fel de acoperământ care s-ar putea întinde pe umerii peisajului. Să nu ne mirăm această conexiune între fantasticul pe care îl întrezărește nu odată de rămăcinea și rădăcinile imediate, concrete ale peisajului, funcționează. E un fel de metabolism ireductibil al artei sale. Nu întâmplător, ornamentele țărănești care se pun pe pereții camerelor încărcate cu mărturii ale dibăciei și ale gustului pentru frumoasele țărandei, se cheamă fluturi, ștergarele acestea, așa cum fluturii alcătuiesc o direcție întreagă din creația, mai ales din ultimul deceniu al pictorului. Și când spun fluturii, devinesc o tendință de expansiune, de înălțare, care este proprie lui Viorel Mărginean. Păsările marcau primele peisaje care au intrat în conștiința criticii, s-au spus lucruri foarte sedisante despre un celebru peisaj, Iarna la Cenave, perspectiva Vol d'Oiseau, cumpărată pasărea, cum semnala Arcentescu Amza, într-un punct de întâlnire savant a unor influențe îndepărtate orientale, cu niște impresii imediate de umilă prezență pastorală. Copilăria aceasta, petrecută de feciorul de pădurar, care este Viorel Mărginean, într-o lume reavănă, în această fabulă verde a pădurii, ca să-l parafrazez pe Blaga. Copilăria aceasta are, deci, punctul de plecare în legănarea vegetală și în bogăția lumii care îl înconjoară în imediat. Am încercat să o reconstituim în expoziția de la Palat. Ați văzut că acolo era o îndrăzneală care putea să pară un sacrilegiu în
pătimiților de turism muzeografic, am adus obiecte în acea expoziție. Iestea cu fân, care amintește de fânul pe care pădurarul îl pune pentru botul suav al căprioarelor, ca și alte artefacte sau obiecte naturale, cuiburi de pasăre, de pildă, transpoziții la scară mare a unor ouă, de pildă, care toate încercau să încingă această expresie limitat bidimensională, care este o convenție picturală, să o încingă într-un fel de brâu, de naturalitate și să treacă peste despărțirile pedante care există între domenii. Acest impuls către totalitate este marcat tocmai de săgetarea zborului. Zborul ne scoate din planetatea obișnuitului, introduce niște repezișuri de perspectivă, ne împinge spre un înainte, mai vivace, capabil să ne zguduie din inerțiile noastre. Zborul, care poate să pare exotic, legat de păsările paradis, dar că poate să înțelege de spețele noastre imediat, de pupăta și de gaița, care se aferează în nu știu câte tablouri, pentru că imaginați, nu practică un fel de ierarhie convențională a spețelor. Am apropiat această trăsătură sa, această capacitate de a pune în dialog spețele între ghilimete nobile cu tot ceea ce este simplu și familiar în infinitatea biologicului, am apropiat o tendință care se face tot mai simțită astăzi în mari expoziții internaționale, la Fontainebleau, la Cerurile Mănăstire, care a fost un centru cultural foarte activ, la Chaumont-sur-Loire, o expoziție care se chema la Mauvezer, Bruiana, și care încerca să vadă care sunt temeiurile care au dus la anume clasificarea spețelor cu argumente culturale, antropologice, de o mare complexitate. În dialogul între spețe, imaginam, încearcă să scuture prejudecățile, grădini oarecare, Jardin de Curie, se spune în expresia franceză, din spețele se îngrămădesc fără pretenții aferate, dar care sunt capabile să sta alături de tot ceea ce este pavanare luxuriantă, majestuoasă în aceste spețe în păun, de fel de care are, cum știți, o tradiție literară foarte importantă. Deci, o transgresiune a limitelor convenționale, o tendință de a îmbrățișa la oaltă spețele și existențele lumii, așa cum ne lăsa Dumnezeu, aici sunt aluzii recunoate, la pictură, la vechi pictură romană, pompeiană, aceasta absorbe, pe de o parte, directitatea imediată, în fel de ricorchetărie, dacă vreți, cu tot ceea ce este franchețe aproape folclorică, pe de altă parte, o luxurianță care iubește supleța și, bineînțeles, lecțiile artei culte cu o mare întindere. Și zborul despre care vorbeam este un fel de secțiune, dacă vreți, prin stratele acestea suprapuse ale experienței. Zborul păsării, care îl definește într-un fel adânc, în așa fel încât, într-un text incurant al lui Nichita Stănescu, pe care vă veți bucura după vorbirea noastră, un scurt film, dar comentariul lui Nichita Stănescu e foarte prețios, îi bănuia pictorului niște antecedente care se explice această perseverență a zborului. O fi avut un bunic vultur de poartă în creier atâta memoria zborului. Zborul care poate fi, deci, tensiune verticală, verticalitatea și a axialității din tablourile vegetale, cum ați văzut. Zborul care poate fi totodată acela al spețelor celor mai delicate, lepidopterele, fluturii nenumărați,
aici este o viziune mai saturată de culoare, mai vitală, comparată cu lucrurile lui Max Ernst. Aici, această viziune trece la un fel de oniric neliniștitor, deci pădurea cu bufnițe, nu este un domeniu de seninătate cu liniștitoare cu orice preț. Cascadele de verde, una spalare de verde, care transformă arborescența în curgere verticală, în cascadă liniștitoare, apariții care pot fi un fel de vrăjitoare benefice, care sunt pornite din curgerea vegetalului, a unei flori. Deci, această vitalitate a fabulosului, cum am îngăduit să intitulez un text, vine dintr-o observație aplicată a naturii. Nu este un feieric adăugat, ci este dezvoltat din însăși capacitatea artistului de a vedea îndeaproape și de a se cufunda în aceste bogății ale firii. Această luxuriantă, pentru o clipă, te-ai gândit la Serafin, la pictorul de pildă, care delirează în bogății vegetale, însă, spre deosebire de asemenea precedente, la Mărcinean există totdeauna o cadență a ritmului, deci o dominare a materiei, a acestei luxurianțe vegetale și nu numai vegetale, pentru că e un fel de a suprapune păsăret, fluturi, spețe vegetale la toate anotimpurile, care duc la ideea unei noțiuni totalizatoare despre clasamentele naturii. Iată aceste cataloage, dacă vreți, gândiți-vă la ceea ce propunea Ernst Jünger ca perspectivă pentru artistul contemporan, să-și aducă aminte de clasificările lui Linné, ceea ce Stendhal spunea despre codul civil al Napoleon, privind de un instrument stilistic esențial. Ernst Jünger gândea despre codul lui Linné, care poate să dea o strictețe de gândire artistului contemporan. Pentru că suntem într-o epocă în care dialogul între știință și între artă, centrul tradițional, capătă noi perspective și devine o exigență. De aici, ideea aceasta a tabelelor, l-am comparat la un moment dat, cu tabelele lui Mendeleev, unde modulabilul, variațiunile aleatorii, intră pe niște scheme regulare. Deci, tot ceea ce artistul încerca prin prinderea directă a speciei, a obiectului individual, trece acum în aceste desfășurări de ansamblu. E important asta pentru că un artist cu rădăcini rănești, cum este Mărcinean, n-a căzut în clișeele semănătorismului, a inspirației, cum spuneam noi, despre tuitor pășuniste, a recuzat ceea ce Kandinsky numea cu oroare verdele ruminant, un fel de pasivitate în fața peisajului. Deci este un sens activ al artistului în fața naturii, el este al naturii, se simte înăuntru ei, dar încearcă să-și păstreze această capacitate clasificatoare, deci niște instanțe intelectuale care funcționează în percepția și în poezia naturii. Mi se pare că asta este o promisiune de viitor pentru arta noastră. Frăgezimea naturii nu este nicicum o renunțare la problematicitatea artei, din potrivă, poate să fie substratul pentru noi dialoguri conforme cu exigențe de organ cultural și antropologic, în fața care se găsește astăzi. Are foarte largă umanitatea. Când am organizat o expoziție a lui Ion Mărcinean la UNESCO, lumea a sesizat pe plan internațional tocmai un asemenea mesaj. Am avut acolo mari specialiști ai ecologiei, de la comandantul Cousteau până la regizori și biologi cunoscuți. Am înfășurat trei etaje din Palatul de
clădirea principală a unei scole, una din părțile panoramice ale lui Mărginean. Am pus sprijinit pe un zid de granit lângă grădina lui Noguși, acea compoziție care este văzută aerian. Așa arată unele picturi de pildă din sensibilitatea norvecilor, Alvar Aalto de pildă, un fel de capacitate de a survola deci, peisajul, păstrându-i mereu concretețea materiilor. Deci vreau să spun cu aceasta că e vorba la prietenul și artistul pe care îl urmărim de atâta, de un demers tenace, și tenacitatea nu era numai în organizarea unei asemenea expoziții, pentru că a avut ambiția să-și vadă împreună sute de lucrări, să le pui pe ordinator, să știe bine ce a făcut până acum, în ce aberenească, ar spune, care este utilă pentru înaintări ulterioare, dar care anunță și această atitudine capabilă de autoreflexiune la un artist care, de fapt, vrea să sărbătorească bucuria și integritatea naturii. Natura din Delta, pe care oamenii au încercat să o povieze de atâtea, natura din atâtea alte medii. Deci, pentru a nu întârzia în aceste limite de orizont, să spun că de obicei, artiștii sunt curajoși la modul mai degrabă abstract, dar mă citând în concretul unei apropieri de viața efectivă a biologicului. M-am amuzat să descoper într-o carte celebră a lui Fabre, Amintirile entomologice, o execuție a lui La Fontaine pe tema fabulei cunoscute La Sigale la Furmi, furnica prevăzătoare care strânge toată iarna, tot anul, ca să aibă pentru iarnă, timp ce greierea la sigal, de cicada meridională, este un fel de cântăreț inconștient, care nu se gândește să se agonisească. În realitate, raporturile sunt cu totul altele. Cel care are succes